O să mă iau în cap, așa se spune. Drag, atâtea laude mi-ajung pentru o viață întreagă. Mereu am spus că nu o să scăpați de mine până la 120 de ani. Păi după atâtea clopote superbe, nu scăpați până la 140 de ani. Vă mulțumesc, dragii mei, vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc mult pentru toate aprecierile pe care le-ați avut la adresa mea. Vă mulțumesc pentru aplauzele pe care mi le-ați oferit toată viața. Dar să știți că ceva mă apasă pe suflet pe mine. No, de câte ori intră o cântăreață în scenă, am văzut și la Florin cum a cântat un cântec, aplaudați, vă dor palmele, vă ustură palmele de atâtea aplauze. La actori așa mai puțin, așa. De aceea să știți, nu, că nu mă impresionați. Să știți că m-am hotărât astă seară, pentru că sunteți așa de mulți, să fac un concurs cu voi. Am să vă cânt un cântec. Vă cânt un cântec. Și dacă o să vă placă și o să-mi dați o notă bună, o să mă duc la televiziune, o să apar și eu ca o cântăreață bună, să nu pretindeți să apar în tanga. Atât. Da? Sunteți de acord? Bine, eu am să cobor pe scări, pentru că vreau să vă vedeți eu pe voi de aproape și voi pe mine de aproape. Ce-i întunericul ăsta aici, frate? Dă-mi și mie un reflector să nu calc în cine știe ce gropi. Așa, mulțumesc. Am zăviul lângă voi, de mânuța, mersi, și să mă vedeți de aproape, pentru că asta nu știți dumneavoastră. Astă seară, se sărbătoresc 50 de ani, au spus ei, de carieră, da? Nu e adevărat. Eu împlinesc 50 de ani de viață și 75 de carieră. Mersi, și eu să-mi fac numărul, da? Te rog frumos, mersi. Deci, dragii mei, am venit aproape de voi, vreau să vă văd de așa, ochișori frumoși, bărbați buni aici frumoși. Ah, uite că sunt și bărbați. Rog pe domnul inginer Mihăiță să mă ajute să încep cântecul. Ce înseamnă chestia asta? A, sunt difuzoare, nu-i nimic, o să facem așa fel ca să nu chiuie. Deci, Mihăiță, mă ajuți? Mai tărișor, nu-și prea tare. Doamne, tare sunt norocoasă și sunt de invidiat, cam și eu bărbat în casă, care umblă numai beat. Eu mă zbat să-i caut leacu, nu-l jignesc pe păcătos, că-s o doamnă, luam ar dracu și-i spun foarte frumos. Bărbate, nu mai bea că te omor. Să știi că fără niciun pic de frică găsesc la noi în casă un topor și-ți fac de petrecanie nenică. Bărbate, nu mai bea, deși cu mâna mea nu cred că aș fi în stare să te omor. O, că dacă cineva în rai sau ia te ia, de tine că s-o proastă mi-ar fi dor. La 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 la. Ești frumos, mâncați-ași ochii, însă bei pe banii mei, că din 70 de rochi am rămas numai cu 3. Gura ta sărută bine, uite, de-aia mi-e necaz, când să fac copii cu tine, niciodată nu ești treaz. Bărbate, nu mai bea, că e păcat de mine, că și atunci când vii acasă mi-e dat să stau tot singur în pat. Și tu să stai tot singur, da, sub masă. Bărbate, nu mai vrea, deși cu mâna mea nu cred că aș fi în stare să te omor. O, că dacă cineva în rai sau ia te ia, de tine că s-o proastă mi-ar fi dor. La 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 la. Băiat bun, ai și cultură, mintea-ți scapă răspântei,
ți se încurcă limba în gură, doar când intri pe ulei. Mă bați, nu-mi spui sudalme, nici direct, nici pe ocol, dar îmi dau singură palme când te văd așa, mă tol. Bărbate, nu mai bea că te sugrum, că suntem cu finanțele pe ducă, la prețurile care sunt acum. Tu bei și toată lumea se usucă. Bărbate, nu mai bea, deși cu mâna mea nu cred că aș fi în stare să te omor. O, că dacă cineva în rai sau ia te ia, de tine că s-o proastă mi-ar fi dor. La 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 la. Mamă, credincios mișcă un câine ce-l iubește pe stăpân. Dacă-mi pleci să iei o pâine, nu mai vii 3 săptămâni. Eu te aștept ca Penelopa de cu seară până zori, și la morgă am fost cu popa să te caut de 3 ori. Grăsuțule, bărbate, nu mai bea că te omor. Să știi că fără niciun pic de frică găsesc la noi în casă un topor și-ți fac de petrecanie nenică. Bărbate, nu ai bea, deși cu mâna mea nu cred că aș fi în stare să te omor. O, că dacă cineva în rai sau ia te ia, de tine că s-o proastă mi-ar fi dor. Ei! La 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 la, o la 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 la, la 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 la. La 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 la, e la 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 la. De tine, aurică, totdeauna mi-e dor. Nota. Nota. 10, 10, 10, 10. Da? Vă mulțumesc frumos, dragii mei. Deci, așa vă trebuie, o să încerc să mă fac întăreață, o să vă cânt mai multe cântece, dar veșnic am o problemă cu voi. De câte ori viu, mai ales aici la sala Palatului, e distanța asta mare, totdeauna artiștii își fac probleme, mă. Și voi întotdeauna sunteți pretențioși. Mă, e mai grasă, e mai slabă, e mai tânără, e mai bătrână, tot timpul, dom'le. Și când mă gândesc eu aici, acum 50 de ani, spuneam primul cuplet din viața mea. Mă credeți? Da. Da, mi-amintesc cu mare bucurie de spectacole de atunci. Într-adevăr, ce vorbea și Florin și Mihaela, aici, astă seară, e o sală așa cum era acum 25-30 de ani. Arhiplină. Jucam aici nu numai spectacole de genul acesta, jucam spectacole de teatru. Preșul, Băieșul, l-am jucat aici, la 4.